Stimată audiență, stimați colegi, comunicarea mea de astăzi are aspecte tangențiale cu alte comunicări ale colegilor mele de la biblioteci. În ultimii ani, dacă facem o analiză, au fost realizate o multitudine de studii care studiază opinia, atitudinea atât a cercetătorilor, cât și a bibliotecarilor vis-a-vis de managementul datelor de cercetare. Acest fapt este dictat de creșterea rolului datelor de cercetare deschise în sistemul de cercetare, de producerea unei cantități enorme de date la nivel mondial. De asemenea, acest fapt este dictat și de agențiile de finanțare a cercetării, care solicită din ce în ce mai mult ca cercetătorii să prezinte alături de grant și un management de date și un management și un plan de management al datelor de cercetare, cât și cerințele editorilor unor reviste științifice care solicită ca autorii să prezinte nu doar articolul, materialul științific, ci și datele științifice primare care au stat la baza cercetării care este reflectat în materialul prezentat. Dacă doamna Dobrea s-a referit la un studiu ce studiază opiniile, atitudinile cercetătorilor privind managementul datelor de cercetare, eu mă voi referi la atitudinile bibliotecarilor vis-a-vis de furnizarea serviciilor de management a datelor de cercetare. În Republica Moldova au fost mai multe studii privind atitudinea cercetătorilor din Republica Moldova referitoare la datele de cercetare. O parte din aceste studii doar segmentar reflectă atitudini privind datele de cercetare. Primele două au fost realizate de către Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale. Primul a fost în 2016 și a segmentar, adică a avut doar unele elemente incluse privind datele de cercetare. Cel de-al doilea este integral dedicat datelor de cercetare și a fost realizat la fel de Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, a fost realizat în anul 2018 la conferința ediției întâia Știința Deschisă. A fost prezentat studiul atitudini față de știința deschisă, care la fel segmentar a reflectat unele întrebări ce ține de datele de cercetare deschise. Astăzi ați fost martori la prezentarea rezultatelor cercetărilor datelor de cercetare a cercetătorilor din domeniul medical, prezentat de Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie Nicolae Testimițeanu și nu sunt încă prezentate, dar urmează în curând studiul Atitudinea cercetătorilor din domeniul agriculturii din Republica Moldova, realizat de Universitatea Tehnică a Moldovei anul curent. Domnul Grecu a atins un aspect, că da, am citit și eu înainte de a realiza acest studiu, m-am gândit mult dacă este bine să-l realizezi doar pe un segment îngust de cercetători, dar am citit într-un articol despre care se referea la subiectivismul sondajelor care sunt realizate, pentru că sunt, chiar și dacă facem o analiză, sunt o multitudine de studii realizate cu privire la datele de cercetare și unele sunt considerate că sunt subiective. Nu oferă o imagine clară a ceea ce se dorește, ce se, de fapt, un tablou real al viziunii cercetătorilor.
Dar în articol se menționa că chiar și dacă unele studii sunt subiective, totuși ele dau roade, pentru că cercetătorii sunt puși într-o situație de a se gândi, de a reflecta asupra întrebărilor care sunt în chestionar și totodată Republica Moldova fiind la început de cale în aplicarea, implementarea componentei științei deschise, datele deschise, atunci aceste studii sunt importante, pentru că cercetătorii pot să facă cunoștință, să, din aceste studii, să reflecte asupra unor concepte și să fie sensibilizați, familiarizați cu aceste concepte. Scopul sondajului a fost de a cerceta opiniile și atitudinile bibliotecarilor privind furnizarea serviciilor de management a datelor de cercetare, pentru că biblioteca, ne-am pus acest scop pentru că biblioteca este principalul suport al cercetătorilor pe tot parcursul, pe tot ciclul de viață al cercetării, începând cu colectarea, descoperirea informației și până la diseminarea rezultatelor cercetărilor științifice. Perioada de desfășurare a studiului a fost în martie-iunie 2022, a cuprins un număr de respondenți de 93 de bibliotecari din 10 biblioteci din Republica Moldova. În preponderență au fost chestionați persoanele cu posturi de conducere din, adică toate persoanele cu posturi de conducere din bibliotecă și în special bibliografii, dar nemijlocit au fost chestionați și alte categorii de bibliotecari, cum ar fi catalogatorii sau bibliotecarii din serviciile de organizare și comunicare a colecțiilor. La chestionar din fiecare bibliotecă, practic, au răspuns între 50 și 60 de bibliotecari. Procente. 50-60 de procente. Deja rezultatele sondajului ne demonstrează că atât cercetătorii, am aflat și din alte sondaje care au fost dedicate cercetătorilor, atât cercetătorii cât și bibliotecarii deja sunt familiarizați cu conceptul de management a datelor de cercetare și în foarte mare măsură, 3,17%, dar ne bucură faptul că în mare măsură în mic, sunt 46%, într-o măsură mai mică, 42,8%. Există și o categorie de bibliotecari care nu au putut, nu au știut să aprecieze în ce măsură au cunoștințe privind conceptul de management a datelor de cercetare, dar total nefamiliarizați, adică nu există bibliotecari care să nu fie auzit, să nu cunoască acest concept de management a datelor de cercetare. Acest fapt ne demonstrează și următoarea întrebare din chestionar prin care bibliotecarii au fost îndemnați să definească în conceptul de management al datelor de cercetare. Am spicuit unele definiții. Unii bibliotecari spun că managementul datelor de cercetare înseamnă toate procesele necesare pentru a gestiona toate activitățile pe toată durata ciclului de cercetare și acestea constă în planificarea, colectarea, descrierea, păstrarea, integrarea și analiza datelor de cercetare. O definiție interesantă și care acoperă o gamă largă de aspecte ale managementului datelor de cercetare
este că managementul datelor de cercetare include crearea datelor de cercetare care cuprinde tipurile, instrumentele, procedurile, softurile, licențele și parteneriatele, include următorul element, documentarea, care de asemenea presupune colectarea tuturor informațiilor, crearea metadatelor, utilizarea de standarde. Un element este accesul și utilizarea datelor de cercetare, stocarea, selectarea datelor și conservarea. Din toți bibliotecarii, dar la acest capitol, doar doi bibliotecari nu au furnizat o definiție relevantă a managementului datelor de cercetare. Ei au furnizat o definiție ce ține de managementul resurselor umane sau axat. La întrebarea care dintre structurile universitare ar trebui să coordoneze și să fie lider în prestarea serviciilor privind datele de cercetare, aici aș spune că sunt tangențe ceea ce au răspuns în chestionarul realizat la Biblioteca Medicală. Pe prima poziție s-a situat Departamentul Știință, adică bibliotecarii consideră că 87,3% consideră că aceasta este structura universitară care ar trebui să coordoneze acest aspect. 65,08% consideră că aceasta trebuie să fie realizat de către bibliotecă. 17,4% consideră că Centrul de Tehnologii Informaționale, iar 7,3%, aproape 8% consideră că coordonarea trebuie să vină de la facultăți. Fiind recent într-o vizită de studiu la Universitatea de Montpellier din Franța, a fost o prezentare destul de interesantă, implicațiile bibliotecii în știința deschisă și implicațiile, după care a urmat, despre implicațiile bibliotecii în managementul datelor de cercetare. Și au menționat că biblioteca este nodul rețelei proceselor de management a datelor de cercetare, adică se plasează în centru și coordonează serviciile privind datele de cercetare. Astfel și multe rezultatele multor chestionare spun că biblioteca ar fi cea mai relevantă din motiv că ea ocupă o poziție unică în structura universitară. Biblioteca, următoarea întrebare ține dacă biblioteca oferă servicii de management privind datele de cercetare. Ne bucură faptul că deja multe din biblioteci includ în oferta de servicii și servicii de management privind datele de cercetare. Dar, spre regret, aceste acțiuni, aceste implicații presupun doar unele traininguri pentru a familiariza, doar pentru a aduce la cunoștința cercetătorilor despre conceptul de management al datelor de cercetare, doar la nivel mai mult teoretic decât aplicativ, dar oricum este un fapt îmbucurător că deja bibliotecile din componentele încearcă să acopere mai multe componente ale științei deschise în oferta sa de servicii. Următoarele două întrebări ține de colaborarea bibliotecii atât la nivel de universitate cât și la nivel extern. La nivel de universitate colaborează
evident că au menționat că colaborează, într-adevăr, 74 de procente și pe primul loc colaborează cu Departamentul Știință și Inovare, secția și secția investigației științifice, școala doctorală, după care situează facultățile, catedrele universitare, Serviciul Tehnologii Informaționale și doi bibliotecari au menționat și Departamentul Managementul Calității. La nivel național, adică în afara universității, bibliotecile au menționat că colaborează cu Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale, au menționat și Instrumentul Bibliometric Național, dar care este gestionat de această organizație. Evident că s-au menționat bibliotecile universitare, deoarece este o colaborare destul de activă între biblioteci în acest sens, instituțiile de cercetări științifice și trei bibliotecari au menționat Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, iar doi au menționat că colaborează cu experți în domeniu, adică experți în domeniu s-a avut în vedere experți în domeniul promovării științei deschise. Cine credeți că ar trebui să se ocupe sau se ocupă în biblioteca dumneavoastră de managementul datelor de cercetare? Cei mai mulți consideră că această activitate ar trebui să fie realizată de către bibliotecarii de date, adică ar fi bine venită să fie inclusă funcția de bibliotecar de date. Pe următoarea poziție se clasează specialiștii care sunt angajați speciali pentru a sprijini serviciile privind datele de cercetare. De asemenea, unii consideră că bibliotecarii pe subiecte sau de facultate ar putea să facă acest lucru, iar unii bibliotecari consideră că această activitate ar putea fi realizată de către un departament specializat sau un comitet, o echipă specializată în acest domeniu. Alții bibliotecari au selectat, fiind și o întrebare deschisă, au selectat specialiștii din Departamentul Știință, bibliografii, trei persoane au menționat că vicedirectorul pentru activitatea științifică a instituției. Bibliotecarii, având deja experiență și incluzând în oferta sa de servicii, diverse servicii ce țin de știința deschisă, sunt de acord să furnizeze servicii de management al datelor de cercetare, pentru că se gândesc că deja au totuși unele abilități care le-ar permite acest lucru. În ce măsură sunt interesați bibliotecarii să contribuie la managementul datelor de cercetare? Unii într-o 13 întreg și 4 foarte mult, 40 întreg și 38 destul de mult, într-o anumită măsură 40%, indeciși și puțin de a se implica în furnizarea serviciilor de management al datelor de cercetare, au optat pentru aceasta foarte puțin bibliotecari, aproape 2%. Care ar fi motivele pentru care nu ar dori bibliotecarii să furnizeze servicii de management a datelor de cercetare? În primul rând, că nu au cunoștințele, abilitățile necesare. Este regretabil faptul, pentru că nu există formatori care ar participa la formarea formatorilor pentru ca să extindă numărul de specialiști care
ar putea să furnizeze servicii de management a datelor de cercetare. Unii consideră că aceasta va fi o povară a bibliotecii pentru că va fi o activitate în plus și nu consideră că este un serviciu de bibliotecă, este pentru alte structuri universitare care trebuie să fie implicate în furnizarea acestor date de furnizarea serviciilor de management a datelor de cercetare și pentru unii bibliotecari pur și simplu nu prezintă un interes acest serviciu. De asemenea, au fost reflectate în studiu și motivațiile care ar fi motivațiile de implicare a bibliotecarilor în oferirea serviciilor de management a datelor de cercetare. Cei mai mult consideră că ar face aceasta ar fi un lucru firesc, deoarece bibliotecarii sunt gestionarea diverselor tipuri de informații și adică inclusiv ar putea să gestioneze, să se implice și în seturile de date. Unii bibliotecari consideră că ar face pentru a face față provocărilor și tendințelor actuale. Desigur că unii ar face pentru motivare materială și ca partea unui proiect științific. Și desigur mulți din interes profesional. Care ar fi motivul, să zic așa, de ce ar trebui biblioteca să furnizeze servicii de management? Ce i-ar aduce bibliotecii? Ce beneficiu i-ar aduce acest fapt? În primul rând, bibliotecarii au menționat că pentru a fi un suport real al cercetătorilor în procesul de gestionare a datelor de cercetare. Pentru cum, după cum am menționat, bibliotecarii sunt cei care vin în suportul cercetătorilor pe parcursul întregului ciclu de viață al cercetării. De asemenea, au fost menționate că de a adăuga plus valoare bibliotecii, de a crește imaginea bibliotecarului și succesului său în cariera profesională, pentru a demonstra cât este de utilă și importantă biblioteca pentru comunitatea științifică și cei mai puțini au menționat că de a fi în trend cu bibliotecile de peste hotare. Cum ar trebui să fie dezvoltată capacitatea personalului pentru prestarea acestor servicii? Evident că cei mai mulți bibliotecari ar face acest lucru fiind remunerați pentru sau pe o angajare suplimentară a personalului. Unii consideră că mai bine ar fi angajat personal special, adică din altă parte, pentru a sprijini serviciile privind datele de cercetare. Unii, în general, consideră că este bine așa și nu sunt necesare careva schimbări. Evident că și din comunicarea doamnei Dobrea s-a văzut din rezultatele sondajului că este foarte importantă dezvoltarea competențelor atât a cercetătorilor, cât și cu atât mai mult a bibliotecarilor, că dacă ei vor fi cei care vor asista cercetătorii în acest domeniu, adică cu atât mai mult este importantă dezvoltarea abilităților în domeniul managementului de date de cercetare. În acest context, bibliotecarii trebuie să dispună de o multitudine de cunoștințe și competențe pentru a face față acestui serviciu. În primul rând, trebuie să dețină competențe informaționale privind descoperirea
documentarea, descrierea datelor. Pe locul 2 s-a situat cunoștințele privind metodele de cercetare, cum sunt analizate datele, cum pot fi vizualizate. Competențele tehnice, de asemenea, sunt destul de importante, ce ține de stocarea datelor, infrastructură și numai puțin importante sunt cunoștințele privind ciclul de viață al cercetării, pentru că doar bibliotecarul, cunoscând toate aspectele, toate activitățile pe care le conține ciclul de viață al cercetării, poate să cunoască, să identifice pe ce aspecte poate să se implice, să ajute cercetătorii. Și un bibliotecar a adăugat la toate aceste competențe și relațiile personale, adică niște interpersonale, de colaborare, relații cu publicul, leadership. Domeniile specifice ce trebuie dezvoltate pentru a oferi servicii de management a datelor de cercetare, nu le voi da citire pentru că iau mult timp, dar vreau să menționez că toate aspectele ce țin de managementul datelor de cercetare sunt importante și bibliotecarii doresc să le acopere, adică pe toate cele care le include managementul de date al cercetării. Pentru a-și dezvolta competențele, bibliotecarii doresc diverse modalități de dezvoltare, instruire formală a personalului organizată în instituții autorizate, realizată de către bibliotecă, adică la nivel instituțional, să participe la acțiuni de instruire non-formală, la conferințe sau mese rotunde, să-și dezvolte competențele în baza tutorialelor online, adică să acopere o gamă largă de acțiuni de instruire. La întrebarea cum considerați că ar trebui finanțate serviciile de management a datelor de cercetare, 87,3% desigur că consideră că trebuie finanțate serviciile de management a datelor. Niciun bibliotecar nu consideră că nu ar trebui să nu fie finanțate. La capitolul problemele pe care le-au menționat bibliotecarii sunt, în primul rând, insuficiență de personal și timp, pentru că bibliotecarii sunt implicați în diverse activități și mulți consideră că aceasta ar fi o încărcătură în plus. Nu este personal calificat în domeniul respectiv, lipsesc formatori care să instruiască personalul bibliotecii. Este o remunerare neadecvată a muncii și o motivație scăzută. În baza bibliotecarii au menționat și o parte de recomandări, adică au venit nu doar cu menționarea problemelor, dar și cu unele recomandări vis-a-vis de problemele respective. În primul rând, doresc să-și dezvolte competențele în domeniul managementul datelor de cercetare prin diverse acțiuni de instruire, să fie formați formatori la nivel național, la
Poate că le-ați adresat mai multe întrebări decât ar fi posibilitate. Eu sunt din categoria celor care au lucrat datele, dar să mă întrebe cineva, cunosc eu în profunzime benedicitate, vreau și m-aș opri undeva, zbute, anumite lucruri nu le știu, nu le dar,
Da, în lumea a muncii, în care bibliotecile, într-adevăr, vor utilizare cheia. Poate nu atât ca depozite de date, precum sunt acum depozite de cărți. Pentru că depozite de date este ceva mult mai complex. Probabil că nu toate bibliotecile, că nu foarte multe biblioteci vor fi în stare să... Dar vor proteza să aducie prin managementul datelor, dar cu utilizarea serviciilor care utilizează depozitele de date. Deci va fi o intercomunicare între diferite instituții mai altă decât... Pe care nu cred că aș asume așa da. Eu cred că noi vom ocupa doar nișa care ține dintre are metadatelor despre datele copiii. Deci, aici nu mai Thank you.
sunt metadate, doar să fie